Incendiu de vegetație pornit din cauza scânteilor de la tren s-a întâmplat în comuna mehedințeană Prunișor, acolo unde, din cauza temperaturilor ridicate, flăcările s-au extins cu repeziciune. Cu toate acestea, circulația feroviară nu a fost afectată. Din fericire, nu au fost înregistrate nici victime, dar nici pagube materiale însemnate. În urma incendiului, ars vegetația uscată de lângă calea ferată. Localnici împreună cu autoritățile au venit în sprijinul pompierilor pentru lichidarea focului. La fața locului s-a deplasat o auto specială cu apă și spumă.